În seara asta mănânc la ora 9 seara. Ok, hai să vedem câte kilograme am. Vedeți la zero cântarul. Ia să ia foaia asta să mă uit repede aici, să vedem câte kilograme sunt în total, că s-a făcut o lună. Sincer, mă așteptam la mai mult. Salut, sunt Otto de la Miere TV, iar astăzi este duminică, fraților, este ultima zi din a patra săptămână de slăbit. O să vedeți acum toate mesele pe care le-am avut săptămâna a 4 și apoi o să ne cântărim să vedem împreună câte kilograme am. Sper că am slăbit destul de bine săptămâna asta pentru că am avut decât o singură masă în fiecare zi, am ținut intermittent fasting și am mâncat într-un interval orar foarte, foarte scurt. Și începem săptămâna cu o omletă, niște cărniță prin ea, o salată din asta mare, avem aici o ciorbă de porc care arată foarte bine, costiță din asta, ia uitați. Și după aia desert cireșe. Nu am mâncat nimic până acum, e ora 8 seara. Cam astea o să fie toate alimentele pe care le consum astăzi. Avem aici o pulpă de porc bătută bine, făcută așa subțire pe grătar. Și aici avem cartofi la cuptor și o salată mare de roșii, castele și ceapă. Astăzi iar n-am mâncat nimic, acum e ora 7 și am antrenat destul de bine. Să-mi iau desertul sus. Cred că stă aici 1,5 kg de cireșe. Și acum am luat desertul și am plecat sus. Avem aici 1,5 kg de cireșe. Am luat și un pepene foarte mare de 11 kg, dar o să-l tăiem mâine pentru că cireșele astea o să se strice. Sunt spălate, vedeți, sunt codițele rupte. Sunt de la noi din curte și trebuie să le mâncăm. Am mâncat zilele astea la cireșe, de mă ustură limba. În seara asta mănânc la ora 9 seara. Avem la fel ca și ieri cartofi din ăștia la cuptor cu niște carne de porc pe grătar. Am luat 4 bucăți și 2 ore am făcut ieri, 2 astăzi. Iar ca și salată, o salată de roșii, castraveți și ceapă. Mai avem acolo cartofi de rezervă și cireșe, bineînțeles, să rânțăim toată noaptea. Cel mai dulce de anul ăsta. Mamă, cât de dulce e. Mamă, cât de dulce e. Nu vă pot explica. Vezi că am dat pe față de masă aici. Asta e porția mea, o dau cu sus. Mai bun? Nu mi-ajunge. M-am dus să mănânc, e târziu. Și aia s-a făcut 9:30. Și iar n-am mâncat nimic toată ziua. Am avut un antrenament bun. Cred că o să mâncăm aceeași mâncare în fiecare zi. Ce ai făcut aici? Arată la fel ca ieri, nu? Și cărniță de pui de data asta. Pe grătar. Și cartofei, nu? Da. Să vedem cartofi la cuptor. Trebuie să mai schimbăm. Ce mai mănânc și eu mâine? Da, mâine da, vineri. Da, ciuperci. Am uitat. Da. Mai dăm pe ciuperci, poate mai facem o mâncărică de spanac ceva sau de, tot de cartofi. Fac ardei în plut. Mănânci? Ardei în plut? Mm-hmm. Mănânc. Tot așa, fără pâine. Trebuie da. Să mănânc. Poate o feliuță. Și acum am urcat sus și o să mănânc desertul, niște pepene și o să mai am aducă maică-mea. O să mai întai vreo 2 felii, o să le iau mai încolo. Astăzi e vineri, ora 4 după masa și începem ziua așa cu o cafeluță cu o lingurită de mire de rapiță. Avem aici păstură. În fiecare zi am băut o cafea și cu miere și am consumat 2 lingurițe de păstură, dar nu v-am mai arătat pentru că nu vreau să spuneți că îmi fac reclamă la produse mereu. Foarte bună păstura asta. Sunt ultimele cireșe? Cam așa. Cam ultimele sunt. Ia. Uite, sunt mai mari acum, vezi, au mai crescut. Da. De la apă. Dar ține-le și tu nemișcate un pic. Aha, da, au crescut și s-au făcut roșii ca lumea. S-au înroșit. Ia, dă să văd și arată bine. Oricum ne-am săturat. Anul ăsta n-am mâncat așa multe cireșe ca niciun an. Așa. În sfârșit am schimbat și noi meniul. Avem aici o ciorbiță de... De ce asta? De perișoare. Avem o ciorbiță de perișoare, acrișoară, super bună, de-abia aștept să mănânc. Mâncăm fără pâine și la felul 2 o să mâncăm 2 felițe de pâine. Aici avem felul 2, pe care v-am zis o să mănânc cu 2 felițe de pâine. Avem un ardei umplut și o lingură de smântână. Ia să vedem cum arată. Îmi place mult mâncarea asta. Gătită. Mi se lasă de cartofi și friptură. Ia uitați ce șmecher.
Ok, hai să vedem câte kilograme am, vedeți la zero cântarul. Sunt foarte curios pentru că nu m-am cântărit deloc săptămâna asta. Așa că habar n-am cât o să am. 124,7. Binișor. E binișor. Vedeți, am scris aici pe foaia mea de parcurs 124,7 în săptămâna 4. Am plecat de la 130,5 kg. E destul de ok. Am slăbit un kilogram față de săptămâna trecută. Sincer, mă așteptam la mai mult. Așa, ați văzut tot ce am mâncat, ați văzut și cântarul. Sincer să fiu, mă așteptam să slăbesc un pic mai mult, dar asta e ok și un kilogram. Ați văzut, dar am mâncat în fiecare zi aproximativ același lucru până când mi s-a luat. Iar vineri a făcut mai că mai ardei, aia umpluți, au fost super, super buni și ciorbița aia de perișoare, foarte, foarte bună. Atunci am mâncat și cu pâine și sâmbătă la fel am mâncat ardei cu ciorbă de perișoare. Săptămâna asta nu am mâncat dulciuri absolut deloc, nu am mâncat nici înghețat, nici n-am băut suc. Mă așteptam să slăbesc mai mult, v-am zis, pentru că am fost destul de strict, a fost o săptămână așa în care nu prea am avut chef de nimic. M-am antrenat de cât de 3 ori pe săptămână, în săptămâna aceasta, însă cântarul nu prea vrea să coboare, ați văzut, decât 1 kg săptămâna aceasta. Ia să vedem brațele, cum se mai văd. Da, mușii și-au dat drumul binișor, însă sunt acoperiți de foarte, foarte multă grăsime. Mai avem foarte mult de slăbit. Vreau să lăsați în comentarii să-mi spuneți vouă cum va merge perioada de slăbire dacă ați început-o. Ia să ia foaia asta, să mă uit repede aici, să vedem câte kilograme sunt în total, că s-a făcut o lună. Deci de la 130,5 la 124,7 sunt aproape 6 kg. 6 kg într-o săptămână, într-o lună, pardon, e destul de bine, dar cred că se putea și mai bine. Nu am fost foarte, foarte strict, ați văzut în săptămâna... În săptămâna 2 m-am îngreșat. Cine n-a văzut clipurile poate să le vadă pe acest canal în seria Autoslăbește. Programul ăsta, Intermittent Fasting, nu știu dacă puteți să-l țineți toți. V-am zis, trebuie să mâncați într-o fereastră scurtă de câteva ore și apoi să stați remâncați, să beți decât apă, să nu mai consumați nicio calorie. Nu e un program neapărat de slăbit, cât de a reduce pofta de mâncare și de a nu mai sta așa tot timpul să te gândești la mâncare în fiecare minut al zilei. Stai să te gândești, băi, dar ce mănânc la prânz, ce mănânc de seară. Puteam să mănânc și mai mult, într-adevăr, dar eu am ales să mănânc o masă normală, cu cartofi și salată și friptură, ați văzut. Bine, acum am că am luat de lucrurile acestea să vedem ce o să mâncăm săptămâna următoare, pentru că nu prea mai am idei. Însă voi încerca tot la fel să mănânc multe fructe și legume, să mănânc cât mai sănătos, să evit dulciurile, să evit sucurile, pentru că simt mult mai bine, mă simt mult mai sănătos. Când trebuie să slăbim așa mult, trebuie să avem foarte multă răbdare, pentru că nu putem să dăm într-o lună jos cât am... Ne-am îngrășat 3-4 luni, e imposibil. Trebuie să avem răbdare pentru că sunt sigur că și kilogramele se vor duce. Dacă aveți întrebări pentru mine, le puteți lăsa în secțiunea de comentarii. Eu le voi citi pe toate, vă voi răspunde. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la acest canal, pentru că o să mai urmeze și alte clipuri foarte interesante. Și să urmăriți progresul meu de slăbire. Poate vă inspirați din el, poate și voi vă confruntați cu aceeași problemă a kilogramelor în plus ca și mine. Eu sunt Toto, fraților, până data viitoare nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole, pentru că sunt foarte bune pentru corpurile noastre. V-am pupat, ceau!